După ce au luat lumină, credincioșii au mers către cimitire pentru a aprinde o lumânare și la mormintele celor decedați. La cimitirul Sfântul Haralambie, însă, giurgiuvenii aproape că au fost nevoiți să se calce în picioare, fiindcă agenții de pază nu au deschis porțile mari, permițând trecerea doar printr-o poartă foarte mică. Nu se știe cine a decis așa, iar oamenii au protestat pe bună dreptate. Așa, tata, așa, frumoasă, ca... Dacă nu venea televiziunea aici, muream pe poarta asta de jumătate de metru. Parcă n-am mai primit ordine de la asta, mai știu nimic n-a văzut la Prezența TV Giurgiu la fața locului a fost așadar utilă, pentru că agenții de pază au revenit la gânduri mai bune și au deschis porțile mari pentru ca oamenii să poată intra fără a se mai îmbrânci. Din fericire, situația nu a degenerat, iar oamenii și-au făcut liniștiți datoria creștinească, ducând lumină și la mormintele celor adormiți.